Bună ziua! Mă numesc Daniela Furcad. Mi-am făcut o parte din cariera științifică în România și de 23 de ani sunt în Toulouse, unde am lucrat în diferite structuri de transfer de tehnologie. Pentru a fixa un pic cadrul prezentării mele, încep cu a vă prezenta regiunea unde locuiesc de 23 de ani pentru a vă da seama de dinamismul și potențialul acestei regiuni, după care împreună cu Florin vom face un zoom și vom prezenta clusterul Digital Place, care este unul din cele 6 clustere din regiune, regiunea având și 7 poluri de competitivitate. Nu vi le putem prezenta pe toate, dar am ales cel mai bun exemplu. Deci, vă invit să voiajați un pic cu noi, suntem cea mai mare regiune a Franței. Pentru a vă da o idee, ca zonă suntem un pic mai mari decât Elveția sau Belgia. Ne întindem din nord, din centru, din nord în sud și ajungem până la granița cu Spania. Această regiune atrage prin dinamismul și dimensiunea ei, prin infrastructurile care fac accesul la această regiune foarte ușor. Este cea mai dinamică regiune din Franța, 4,2% din produsul nostru intern brut este dedicat cercetării, ceea ce înseamnă că la 1000 de locuri de muncă avem aproape 17 cercetători. După cum v-am spus, sunt 7 poluri de competitivitate și 6 clustere. Ne mândrim cu universitatea noastră, care are 100.000 de studenți. Acum două zile am obținut și premiul Nobel în economie, de care suntem foarte mândri. 40.000 de studenți învață în materii tehnice, avem 4 universități, 16 școli de ingineri, 855 de teze de doctorat care sunt susținute pe an și insist pe acest număr, deoarece cea mai mare parte a cercetării sunt studenții care o fac. Avem 24.200 de cercetători, iar 2600 lucrează în noile tehnologii în sectorul public. După cum vă spuneam, suntem a doua regiune după Paris și datorită marilor companii care sunt situate în regiunea noastră, noile tehnologii își iau locul în diferite domenii, spre exemplu în spațial, cu Centrul Național de Studii Spațiale, în ceea ce privește cercetarea în domeniul sănătății, a farmaciei, mai bine zis, avem laboratoare cunoscute în mod internațional ca Sanofi și Pierre Fabre. Pentru a nu uita pe cei care lucrează în domeniul spațial, ca CNES-ul, Thales Alenia Space și cei care sunt în, bineînțeles, Toulouse este foarte cunoscut în industria aeronautică și avem întreprinderi ca Airbus, Thales, Safran. Ne întrebăm care sunt avantajele și de ce aceste întreprinderi sunt structurate în jurul unui cluster, deoarece accesul este ușurat la toate sursele de informație, reducerea obstacolelor întreprinzătorilor, celor care vor să creeze start-up-uri, sunt diminuate, deoarece se găsesc într-un mediu care îi pot sfătui. Creșterea nivelului inovației este el foarte puternic în această regiune.
Produsele create de întreprinderile noastre sunt foarte cunoscute în domeniul imageriei virtuale, în domeniul telecomului, în cloud computing, în sistemele de geolocalizare și în ceea ce numim noi e-business. Am să fac rapid și trecem, nu? Cred că ar fi să facem câteva zemuri. Ceea ce un cluster face. Da, 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 da. Pentru că timpul ne strânge și țin minte că ai o prezentare foarte interesantă cu care sunt serviciile care oferite sunt servici, de un da. Cluster, da? Da, da, da. Am spus că o să fac un zoom despre clusterul de întreprinderi numerice care se numește Digital Place. Acest cluster a fost construit în 2011. Are deja 3 ani de activitate. Am început cu 65 de întreprinderi. În 2012 am dublat efectivul. În 2013 am fost 130, iar acum suntem peste 170 de întreprinderi. Ce meserii sunt în aceste 170? 50% sunt cei care sunt editori de logiciele. 14% sunt cei care dau consilii în noile tehnologii, 10% în telecom, iar 26% în ASN. Prin aceștia sunt 5 mari industrieli, 4 laboratoare de cercetare, iar ceea ce este interesant este că talia întreprinderilor este foarte importantă și întreprinderile care au mai puțin de 20 de persoane reprezintă 73% din numărul întreprinderilor care fac parte din acest cluster. Uh, 26%, deci aproape mai bine de 50 de întreprinderi sunt startup-uri. Și ce facem noi? Cum ne organizăm? Deci ideea noastră este de a împărți informația și de a ajuta întreprinderile să se poziționeze pe piața națională și mai ales internațională. Organizăm întâlniri de muncă, cum le numim noi. Aceste întâlniri au loc de obicei în pauza de masă, între ora 12 și 14. Organizăm diferite evenimente în care punem în relație pe cercetătorii din domeniul public cu cei privați. Organizăm evenimente în care institutele de cercetare vin și explică un pic întreprinderilor care sunt temele lor de cercetare. Și ceea ce este foarte important, în ultimul timp am creat o mapare a tezelor noastre, a subiectelor tezelor de cercetare. Și invităm întreprinderile să asiste la aceste susțineri de teze. De ce? Pentru că în spatele, dacă subiectul interesează, în spatele acestor 3 ani de cercetare se află nu numai studentul, dar se află și echipa care a încadrat acest student. Se află și colegi de-ai lui din străinătate, pentru că în timpul celor 3 ani de cercetare, acest student a publicat și a participat la conferințe în exterior, iar de obicei, în cadrul jurului de cercetare, studentul invită cercetători care sunt foarte cunoscuți în domeniul internațional. Deci, pentru șef de întreprindere care vrea să se specializeze sau să afle ce este mai nou într-un anumit domeniu, participarea lui la această susținere de teză, care durează în general 3 ore, este poate foarte benefică, pentru că reușește să câștige aproape 3 ani de cercetare. Toate aceste întâlniri, toate aceste schimburi de experiență, cum le numim noi, se fac benevol. Deci marea majoritate a celor ce intervin, care sunt specialiști în anumite domenii, care pot varia de la finanțare până la cercetare, vin și fac asta gratuit.
Aceasta este o frază pe care o las pe Florin să o comenteze. Îi place foarte mult. Da. Aici aveți un exemplu de... Se pare că sunt trei tipuri de inteligență. Aveți inteligența conectivă. Ne întâlnim și aveți o oarecare facilitate în a crea contact. Știți ce înseamnă? Că sunt oameni care nu au deloc facilitatea de a strânge mâna cuiva. Sau să se prezintă. Asta înseamnă inteligență conectivă. Următoarea este, după ce ne-am întâlnit, suntem capabili să construim ceva împreună sau nu. Asta este inteligența colaborativă. E cu totul altceva. Și ultimul stadiu este, după ce construim ceva împreună, putem învăța din ceea ce am făcut împreună. Ne putem împărtăși cele mai bune practici între noi. Deci, organismul ca atare devine el un organism vivant care devine autointeligent. Deci, este ultimul plan care este inteligența colectivă. Învățăm din succese și greșelile noastre comune. Deci, ne conectăm, colaborăm și apoi învățăm. Sunt trei feluri de inteligențe pe care, dacă vrem să reușim, trebuie să le învățăm. Se învață, se practică. E cu totul altceva, da? Am creat patru comisii, dintre care prima comisie este Comisia de Inovare. Am organizat, ce face această comisie? Organizează întâlniri între întreprinderi și institute de cercetare, îi ajută pe cercetători sau pe cei care lucrează în întreprinderi să răspundă la apelul de proiecte și participă la diferite saloane și reprezintă clusterul. Comisia Internațională ajută întreprinderile să se poziționeze pe un plan internațional. Astea sunt foarte importante pentru că astea sunt exact instrumentele și meseria unui cluster. Deci acel animator asta face, asta trebuie să facă. Deci inovație. Comisia Internațională, de ce? Pentru a ajuta întreprinderile să exporte. Vă dați seama? Un cluster are oameni care sunt plătiți ca să-i ajute pe ceilalți din cluster să exporte mai bine. Pentru că le dau carnet de adrese, le dau mecanisme financiare locale, le dau warning-urile necesare pentru asigurări și așa mai departe. Nu mai sunt singuri. Un membru din cluster nu mai e singur. Colaborează și progresează de manieră colectivă. Acesta cred că este un subiect care interesează pe toată lumea. Da. Ai o idee bună, unde găsești bani. Deci au însărcinați cu afaceri specializați în rising money. Numai un pic, pot să revii. Am văzut o frază foarte importantă. Uitați-vă ce scrie aici. Pedagogie reciprocă. Deci, inclusiv felul de a vinde un proiect și de a obține banii se învață. Atât n-ai cum să meargă. Deci ăsta este rolul unui centru de competitivitate sau un management de cluster. Aș vrea în mintea dumneavoastră fiecare să uitați ce aveți în cluster din România și ce se întâmplă față de ce se întâmplă într-un cluster care merge. Și vedeți dacă mai lipsesc lucruri, dacă mai trebuie adăugate altele, bineînțeles, adaptându-le la specificul local care e în România. Cea de-a patra comisie. Deci fac inclusiv comunicare. Da, deci a patra comisie, toată lumea a auzit de cloud. Și toată lumea simțim că e rizomul ăla în pădurea de mangrove și nu știm cum va veni. Deci ei la nivel de cluster se strâng, se gândesc strategic, care va fi acest business model. Și apoi vor împărtăși această reflexie tuturor membrilor ca să vadă unde se pot plasa.
descripția acelui business model pe care Michael O'Leary l-a făcut și a câștigat bani. Și a câștigat 80 de milioane de pasageri pe an, pentru că s-a prins că business modelul nu funcționează bine. Inclusiv asta, clusterul, el îl dezvoltă pentru a face membrii săi să beneficieze de ceva care e pe cale să emergeze. Acest cluster are și un serviciu presă care poate fi, poate face acțiuni de comunicare pe măsură la cererea unei întreprinderi, dar face și acțiuni de comunicare pentru toate, pentru toți membrii acestui cluster. Câteva cifre. Salonul, după cum v-ați spus, ne unim și participăm împreună la salon, chiar dacă este numai o întreprindere care se duce să participe la acest salon, aduce cu ea celelalte plachete, poate fi să dea, este în stare să dea primele contacte pentru celelalte întreprinderi. Ceea ce e foarte interesant, deci ei sunt un cluster pe digital. Uitați-vă la ce salon a participat, care este un salon în batiment, în building, în construcție. Pentru că, cum ați văzut înainte, digitalul va iriga toată pădurea de mangrove, orice domeniu, orice filieră. Există posibilități de dezvoltare a digitalului în construcție. S-au prezentat la un salon și cu 1, 2, 3, 4, 5 companii care puteau avea soluții pentru lumea din building, case domotice, inteligente, energie zero, cum gestionezi pentru rupătoare și așa mai departe. Și asta a fost meseria clusterului. Clusterul le-a adus, a identificat oportunitatea și le-a format, le-a adus, a negociat spațiu pentru ele și le-a pus la dispoziție spațiu. Da, ce am mai creat și asta e foarte bine, sur LinkedIn am creat câteva grupuri în care partajăm informația, facem o veie la apelurile de proiecte, ne uităm un pic la manifestările științifice și în funcție de cuvintele cheie putem orienta aceste întreprindere să participe la conferințe. Eventual trimitem numai o persoană care face un rezumat și a câteva contacte. Și mai avem un grup unde ceilalți, unde toți membrii pot depune propuneri pentru ceilalți membri ai clusterului sau dacă au o idee, un proiect, această informație este partajată pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumim. Mulțumim. Și noi vă mulțumim.